Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre cine ne dorește sau cine vă dorește în această perioadă, nu musai septembrie 2021, poate să fie și altă perioadă, dar acum o fac, deci oricum este actuală pentru această perioadă, dar dacă o ascultați cu altă ocazie, posibil să fie actuală și atunci. După cum vedeți, am pregătit cărțile, o să le așez în așa fel încât să le vedeți mai bine, să aveți o altă perspectivă în momentul în care le alegeți. Acestea sunt cărțile dintre care trebuie să vă alegeți unul, poate, hai, și două, dar deja trei sunt prea multe, zic eu, prea mult trei. Decât dacă vreți să mă ascultați pe mine și să ascultați așa, etalări de tarot, eu zic maxim să alegeți două. Una, cel mai indicat, pentru că este mai clară. O să folosesc și cărțile mele pentru clarificări și încă câteva cărți. Deci, vă puneți pauză și vă alegeți 1, 2 și 3. Sau 1, 2 sau 3. Unul din cele 1, 2 din cele 3 seturi de cărți. Da? Eu o să pun cărțile deoparte, nu vorbesc foarte tare pentru că nu are rost să vorbim tare. Cine vrea să asculte mai tare să dea volumul la maxim, eventual. Asta nu e de acestea, că aș vrea să le folosesc și pe acestea, da? Acum, okidoki, cum zic eu. Din aceste de cărți am vrut să se arate mult special temperanța. Orice ar fi, personajul respectiv care vă dorește trebuie să se tempereze. Am văzut în timp ce am amestecat cărțile, s-a întâmplat de curând și încă țin minte. Morița, asta e cu minte, nu mă bruia. Am văzut împărăteasa, nouă de băte și magicianul. Posibil pentru unii cu împărăteasa să fie cineva cu marcaj puternic în zodia Taurului sau Balanței, sau dacă nu marcaș puternic, să aibă un Venus foarte bine aspectat, un Venus care îi face extrem de atrăgător de frumoși, pe de-o parte. Dar există în spatele acestui personaj plin de frumusețe, de șarm și de abundență și de dragoste pentru voi, eventual, există un blocaj nouă de băte, există un zid peste care încearcă să treacă și am zis că în spatele lui nouă de băte era magicianul. Posibil au un fel de a fi la capătul setului de cărți, în timp ce amestecam era și moartea, trei de spade. Acest personaj trebuie să treacă prin niște transformări foarte intense. Am senzația că am văzut nouă de cupe, regele de cupe, a simțit foarte multe emoții pentru voi și totuși a apărut o notă de dezamăgire într-un fel sau altul fel în care s-a comunicat sau nu s-a comunicat această dragoste. Și atunci, personajul acesta, am zis, că are tendința să fie mai manipulator cu magicianul, își dorește să manifeste lucruri, dar cu voi trebuie să învețe. Acesta este o lecție a unui învățător, de o lecție spirituală. Trebuie să învețe să se echilibreze emoțional. În preajma voastră, voi îi echilibrați emoțional pentru că ei sunt mai mulți fiind, am senzația că sunt oameni de aparență, de public, de imagine și mai puțin concentrați pe consistența lor interioară. Și atunci voi îi umpleți emoțional și din acest motiv a fost o problemuță în relația dintre voi. Am senzația că îi cunoașteți. Dacă nu, veți trăi aceste detalii pe care eu le adaug. Hai să o și punem deoparte și să amestecăm. Hai să punem, nu neapărat că e această persoană, dar vreau să o pun deoparte. Spuneam că am senzația că voi, ia uite, astfel de cupe. Acest personaj vrea să vină. Zis, vă văd foarte, se simt foarte atrași de voi, vor să vă cucerească și voi sunteți atrăgători într-o formă sau alta. Poate nu la fel de spectaculoși ca voi, ca ei, dar voi aveți această energie. Vorba cu temperanța și regina de băte este și asul de cupe este energia unuia care îl echilibrează pe celălalt în mod special emoțional și spiritual. Unul e mai pământean, altul este mult mai emoțional, mai spiritual. Și aici este necesară și transformarea celui care are tendința să fie, opa, ia uite, să fie manipulator, da, și
Din acest motiv, dacă cunoașteți persoana, e bine să vă temperați și voi. Dacă nu cunoașteți, în momentul în care o întâlniți sau faceți conexiunile, trebuie să înțelegeți, să-i înțelegeți că trec printr-o perioadă de transformare, posibil să treceți și voi, și este nevoie de răbdare în acest cuplu emoțional care se creează între voi și cineva. Și nu zic neapărat că sunteți în cuplu, ideea că două suflete se conectează într-o formă sau alta, invizibilă sau vizibilă, creează noțiunea de cuplu pentru mine. Am zis asul de cupe. Acest personaj vrea să vă cucerească, dar trebuie să găsească o strategie, neapărat să fugă. Cred că a fugit. A fugit ca să se transforme. Dar vrea să vină într-un mod, cum să zic, strategic. Să vă cucerească. Și sunt conștienți că nu e suficient să vă ofere focul lor, pasiunea lor, să zic, sexualitatea, felul lor de a fi atrăgător, glumeț, simpatic. În relație cu voi trebuie să ofere dragoste, sunt conștienți acest lucru. Da. A trebuit să așteptați și ei au trebuit să aștepte. Eventual să găsească această strategie, eventual să muncească cu ei. Hai să vedem totuși cine este acest personaj. Asta este un mesaj în plus, dar cine vă dorește în această perioadă? Numărul 1. Acum, repet, temperanța ține foarte mult și de voi. Și voi trebuie, oricine v-ar dori, trebuie să vă vindecați de niște probleme. Regina de cupe, deci totuși o chestiune foarte, am văzut asul de cupe, da? Emoțională. Nu e obligatoriu să fie femeie, posibil să fie femeie, dar nu e obligatoriu să fie femeie. E o persoană care vrea să dăruiască emoțional, vrea să se exprime, are tendința să se exprime, posibil să fie și singură. Posibil să fie și singură. Și fiind singură, și este singură pentru că a trecut prin niște decepții crunte și efectiv s-a săturat de manipulatori, de prefăcuți, de jucăuși, da? Acest personaj care vă dorește își transformă viața și transformă într-un mod conștient, ia uite, asul de spade. Asul de spade se transformă. Eventual învață să manifeste renașterea într-o formă în care probabil n-a manifestat-o niciodată. Bărbat, femeie, nu contează. Acum, regina de cupe, după cum vedeți, există și spade și bătene. Aș vrea să mă fixez musai pe zodii. Dar, și nici pe sex, da? Este un personaj care simte nevoia să vă protejeze, să împărtășească cu voi emoții, să vă asculte, să se cufunde sau să vă cufundați amândoi într-o lume emoțională. Acest personaj vă dorește. Poate că are ascendent, poate că are lună într-un semn de apă, poate are Venus în pești, rac, scorpion. Nu este obligatoriu să fie zodia de apă, ci să aibă marcaj puternic. Acum am lăsat și temperanța, marcaj puternic între voi, într-o formă sau alta, sau unul sau celălalt, să fie și însăgetător. Dar în sensul frumos al cuvântului, că săgetător este manifestat în multe feluri și prezent prin multe cărți. Dar există o latură, și chiar dacă nu neapărat săgetător, este Jupiter. Jupiter, Soare, Jupiter, există un aspect între Jupiter și Soare în harta unuia, în harta voastră, pe de-o parte, care creează această nevoie de creștere spirituală, de vindecare. Regina de cupe. Hai să mai vedem detalii. Detalii despre acest personaj. Numărul 1. Despre regina de cupe care, doritoare, dorește. Cei care au ales numărul 1, 4 de spade, faetonul, regina de monede. Detalii despre ei. Încă o carte. Vor să facă planuri. Încă o carte. Ufsmute. Da.
Hai să le citesc înainte să le pun deoparte. Există niște conflicte mentale, niște intrigi, niște persoane de care trebuie să se ferească în viața lor, dar apare acest turn. Sunt conștienți că vor trebui să dărâme și conflictele, să renunțe și la conflicte și să manifeste trezirea, trăsnetul, lumina, dar să dărâme relațiile pe care le-au cu acești, acești oameni, aceste persoane din viața lor și să vină cu o ofertă înspre voi. Deci acest personaj nu vrea să ofere doar emoții, vrea să ofere lucruri stabile. După cum vedeți, asul de monede și cavalerul de monede. Oferta s-ar putea să vină mai încet. Cred că acum unii dintre ei sunt ori într-un contract, ori căsătoriți. Hai să vedem. Mai dăm o carte după regina de monede. Încă o carte. Detalii despre regina de cupe. Detalii despre viața lor eventuală, nu? Ha, vorbești, opa, 10 de cupe, ce frumos. Wow. Da, ia uitați, deci sunt într-o relație deja, eventual au niște bani, dar în această relație, că e tradițională, că e culturală, că e profesională, că e familia pe care și-au făcut-o, au conflicte. Și au și niște probleme. Nu sunt fericiți. Nu sunt fericiți. În acest motiv poate mai pleacă, mai fac drumuri. Există o detașare emoțională. Ia uite chiar răceală emoțională în viața lor reală. Acolo, la 10 de monede. Și totuși, acest personaj vrea să vină. Cavalerul de spade, cât mai iute, să-și exprime emoțiile și să vă cucerească, cum am zis mai devreme, cu regina de bâte. Vrea să atragă atenția asupra faptului că simt niște lucruri. Și să pun cartea aceasta la loc. Simt niște lucruri și după cum vedeți, după cum arată cartea, ia uite regele de cupe, vrea să se arate, se simt, vor să colaboreze, așa a vrut să apară, da, să colaboreze cu voi, să creeze o familie, 4 de bute, pentru că simt că împreună, ei pot să simtă împreună cu voi. Sunteți un cuplu potrivit din punct de vedere emoțional. Cu mulți te poți potrivi, dar emoțional nu cu toată lumea, da? Poate că a fost potrivire financiară, practică cu alte persoane, dar cu voi. Voi le umpleți paharele, le umpleți lumea, le umpleți sufletul. Și am zis, vor să vină să vă facă o propunere. Să vă facă o propunere. Și-ar dori să fie în relație aceea de 10 de monede cu voi. Cu voi, nu cu altcineva. Aici acasă, 4. Aici acasă, în momentul ăsta, acasă la ei au niște probleme, au niște decepții. Am zis că trec prin niște transformări. Voi sau ei sau poate amândoi, da? Pentru că trebuie să trecem, de fapt, amândoi ca să ne întâlnim pe teren neutru sau pe poziții egale, da? Poate că voi ați trecut și acum trec ei. Variază. Oricum, deocamdată, în relație cu voi și în viața personală au nevoie de un pic de calm, de meditație. Da, apare și temperanța. Mura? Mura? Nu întâmplător a apărut temperanța, da? Pentru că temperanța este și aici, ia uitați-o. Exact aici. Trebuie să învețe eventual să-și pună în ordine gândurile, să își înțeleagă decepțiile și să manifeste un alt soi de adevăr. De ce am simțit nevoia să zic un alt soi? Nu știu. E un adevăr care ține de mărturia lor, de înțelegerea lor, mai bine zis. Mărturie poate că așa, și aceasta are legătură. Dar în primul rând ține de înțelegerea lor a unor planuri divine, a unor energii spirituale. Probabil că unii nu prea le au cu spiritualitatea, din acest motiv v-ați întâlnit sau unul dintre voi nu e atât de spiritual. Nu zic musai că voi sunteți spiritual, dar dacă ascultați tarot, aveți deschidere, clar. Clar aveți deschidere, da? Și aici este transformarea și răbdarea, da, ca celălalt să învețe, să crească spiritual, se conecteze la altfel de energii, da? Pentru că ei simt că voi, da, voi sunteți, ia uite, regele, unde este? Regele și regina și iaca, e posibil să fie semn de aer pentru unii.
care simte foarte mult. Sau poate voi sunteți semnele de aer. Variază. Deci nu e obligatoriu să fiți zodie de apă sau să fie zodia de apă. Luna lor este atinsă într-un mod special în prezența voastră și vor să vă protejeze, vor să vă hrănească, vor să vă alinte. E o altfel de manifestare emoțională. Deci am spus, deocamdată în această perioadă se calmează și pun în ordine gândurile, vor să vină, probabil e o distanță între voi. Eventual faetonul, după cum am spus, nu știu câte ori merge către stea. Deci trebuie să-și înțeleagă, eventual poate să mai citească astrologie, poate să mai înțeleagă ce, care e treaba asta cu energiile, cu îngerii, cu planetele, cu destinul. Sunt niște lucruri de înțeles. Și ar posibil să ia ceva timp până înțeleg acest lucru. Pentru că în momentul în care cineva îți atinge sufletul, deja îți zdruncină, am văzut turnul, zdruncină construcția aceea super rigidă, terestră, pământeană. Și te cheamă la altceva, pentru că spiritualitatea se manifestă în primele faze prin simțire emoțională. Acum, am zis că vor să vină și eventual să vă ofere stabilitate, regina de monede. Regina de monede este soția perfectă. V-ar dori pe voi soția lor, dacă sunt acum căsătoriți, v-ar dori soția lor. Eventual, dacă mai sunt niște blocaje, pot să fie datorită unui partener de viață, soț-soție, da? Pentru că am văzut 10 de monede. Dar trecând peste acest partener care stă oarecum în calea acestui ideal și acestei emoții pe care o simt în preajma voastră, da? Își doresc, repet, să vă... Asta pentru că apare un 6 de băte și personajul respectiv vine cu o propunere. Am văzut asul de monede, dar vine cu o propunere. Nu vrei să fii partener, eu am o coroană, nu vrei să-ți pun și ție coroana pe cap și să fii partenerul meu, partenera mea? Deci, nu întâmplător zic, da? Pentru că, uite, simt 9, 10, 9, multe emoții și ar vrea să vină repede. Și să spună, acest as de spade, ia uite la aici, la cavalerul de spade, să spună direct, uite, da, ok, sunt căsătorit, căsătorită sau eu știu ce am, eu știu, poate am averi, poate am familie super bogată, cultură, la, la, la. Da? În principiu, cam asta este cu acest personaj. Aș vrea și câteva detalii, folosetul meu de cărți, despre ceea ce simte, nu doar situația lor în viață și în relație cu voi, ce simte față de voi. Nu? Ia să punem așa deoparte. Ia să vedem ce simte. Ce simte numărul 1? Persoanele care doresc, pe cei care au ales numărul 1. Ce simte față de numărul 1. Ce simte acest personaj față de numărul 1? Deci, cu alte cuvinte, acest personaj este destul de serios. Destul de logic, destul de pământean, dar în relație cu voi, deja încep să văd, să vadă, nu musai stele verzi, să vadă curcubee, să fie un... Să vadă că relațiile pot să fie altfel, colorate, poetice, pline de glumă, de râs, de... Nu zic că n-or fi râs, n-or fi glumit cu vechii parteneri, dar e altceva. Este ceva rupt din rai în relația dintre voi. 2. Ce simte față de numărul 1 acest personaj? Arată-ne în această perioadă, evident. Sunt multe. Mai că nu sunt chiar așa multe. Ia să vedem. 3 de băte, asul de băte, asul de monede și 7 de băte. Trei de putea, mai a apărut la un moment dat, e o distanță între voi și este exprimată și de faeton. Speră, trei de putea, tocmai pentru că e distanță, se gândesc, apropo că a apărut sub 4 de spade. Probabil distanța asta îi ajută oarecum să-și pună în ordine gândurile, să se vindece, să crească spiritual într-o formă sau alta. Și speră că vor veni, sunt două cărți care exprimă călătorie și planuri de călătorie și decizii, speră că vor veni suficient de victorioși, de
persuasiv, cavalerul de spade extrem de convingător când vrea, este, în general, cucerește tot ce își propune, da? Își dorește să vă ofere asul de bâte. Atracție fizică, emoțională, dar, repet, nu este doar atât. Se vrea și stabilitate, apare și asul de monede. Asul de monede deocamdată a venit invers. Și este urmat de 7 de bâte, de o tendință, au o tendință de a fi mai defensivi. Poate nu exprimă. Nu exprimă emoțiile, pentru că știu că au în spate ceva. Ia uite, la capătul setului de cărți s-a oprit la voce. A, nu, la viziune. La viziune. Asta e interesant. După cum vedeți, da, în preajma voastră încep să vadă lucrurile altfel. Pe fața femeii este un văl. Un văl care acoperă buzele. Deci nu se rostește atât de mult. Am zis, e un pic mai defensiv acest personaj, dar începe să vadă. Și începe să simtă, de fapt. Că de fapt, ce vedești, ce simte? Îmi place setul ăsta de cărți. Nu mă zic că e făcut de mine, dar eu știu ce am lucrat. V-am zis, în carte, când o să le trimit, o să vi le trimit pentru cei care le vreți, o să vă și povestesc despre fiecare lucrare. Cât de cât. Ia, interesant este și împăratul. Am zis că sunt, ori au bani, ori au bani de făcut, ori sunt mai stricți, ori e o tradiție, ori sunt familiști, ori sunt, da? Și aici sunt conflicte, 5 de spade, pe care au tendința să le evite. Și cu cât le evită, cu atât, da, cu atât devin mai încastrați, încadrați în niște elemente rigide. Ideea este că există acest magnetism teribil, da? Vedeți? Magnetism între voi doi. Nu prea știu ce să facă. Dar știu sigur, pentru că sunt oameni înțelepți și logici, știu că trebuie să aștepte, să-și pună în ordine gândurile, eventual să se transforme. Am zis că a apărut viziunea, da? Viziunea asta are niște versuri, nu vi le spun acum. Am zis o să le spun în carte. Unul dintre voi își dorește o prietenie extrem de profundă și celălalt are capacitatea să-i ofere această prietenie și prin această prietenie, doi de cupe e prietenie, da? Există un potențial de creștere deosebit. Poate nu știu pentru cine vorbesc, unul dintre voi trebuie să crească lângă celălalt într-un fel în care n-a crezut vreodată că poate să crească, dar deocamdată există 4 de spade, 7 de bâte. 7 de bâte e un pic mai defensiv pentru că are în spate un întuneric. Dar e interesant. Mulțumesc. Acum este deschis față de voi, da, a venit cartea invers. Eu l-am făcut cu într-un fel. V-am zis, cine le ia, o să vadă explicațiile. În poziția asta este cartea normală. 7 de bâte este invers. Atunci, da, ei în general sunt defensivi, în general sunt mai rigizi, dar în preajma voastră, nu știu ce faceți voi, cum faceți, că îi deschideți. Nu mai sunt granițele acelea, da? Rigiditatea în care s-au născut sau s-au obișnuit, da? Simt că lângă voi, ia uite, 7 merge către 6, da, pot să cucerească altfel lumea. Frumos, îmi place. Și aici este viziunea pe care încep să o aibă, da? Interesant, pentru că aici este un personaj care stagnează. Sau nu neapărat stagnează, stă pe loc. Stagnarea aceasta emoțională în care au stat, i-a ajutat să vadă ceva. E viziunea, da? Acum, există și o lună plină. La o lună plină se va manifesta eliberarea de stagnare și manifestarea, ce este un magician, este un glob roșu, este o forță activă, da? Este un foc care trece, e un ocean, este un râu, este o distanță între voi și vor avea pasiunea, vor avea în curând pasiunea, că apare și faeton, da? Și faetonul, pasiunea să, uite, apare și spânzuratul. Să treacă peste probleme și să vină înspre voi la un moment dat. La un moment dat. Veți trăi și veți vedea.
Îmi place cum apăru cărțile. Nu uitați că este împărat, acest personaj. Adică e căsătorit, este un om cu statut profesional, respectat la locul de muncă, face bani, e destul de rigid într-un fel sau altul și totuși, lângă voi, se descoperă o altă latură. Nu muza e pasională sau nu doar pasională și emoțională. Și va veni și materializarea acestei relații la un moment dat. Deocamdată am zis asul de monede, aici este blocajul, este nemanifestat datorită unui alt partener de afaceri, de viață sau poate să fie mama cuiva sau poate să fie nevoia de bani care trebuie să o... reformuleze, să o regândească. Hai să vedem energia sexuală dintre voi doi. A zis cineva vă dorește. Voi știți cine acest personaj sau poate nu știți. Eu vă povestesc și când veți întâlni și veți afla diferite informații, veți face conexiune. Ia uite ce a zis Ela Tarotela. Ia uite, asul de bâte a venit, dar e invers. E invers. Din cauza, deci aici a venit asul de bâte normal, simte multă atracție, am văzut magnetism, pasiune, dar din punct de vedere sexual, pentru că patru de spade trebuie să analizeze, pentru că e o distanță, da, visează, visează la acest început, visează cum ardeți unul în brațele celuilalt, cum ardeți până la cenușă, că am văzut moartea la un moment dat. Visează eventual că ar putea să aibă un copil cu voi, că vă doresc partenerii lor. Se simt pentru asta vreau să se arate. Iau-te, cavalerul de bâte. Vine destul de greu. Vine tocmai pentru că e împărat. Vine destul de greu. Ce simte pentru voi? Trebuie să aveți răbdare cu acest personaj. Și ei, de-aia a apărut, da? La cavalerul de bâte multă de monede, multă răbdare și a apărut temperanța. Nu uitați. Da? Poate că prima ofertă va fi un pic cam stângace cu această lămâie verde, cam stângace. Totuși, aveți răbdare. Da. Au un personaj foarte gelos în preajmă. Iar fugi cu voi, dar au un personaj gelos. Ia uite, 5 de spade și împărat și marele preot. Poate chiar sunt căsătoriți, am zis. Nebun. Asta e. Încet, încet, deocamdată visează. A apărut 10 de cupe, care pentru mine, într-un fel sau altul, este și... un ideal mai greu de atins, dar acest personaj e destul de decis să atingă acest ideal, că doar e împăratul. Chiar dacă un pic îi se zdrunci în împărăția. Da? Ia uitați-l cum e așa. Mai la pământ, exact ca la patru de spade, la orizontal. Îmi plac cărțile pătrate, mai nu. Deci vor veni, vor să înceapă ceva nou. Eventual, interesant. Ce mai simt? Oh. Simt că în relația în care sunt, posibil acolo să se fi pierdut pasiunea și să fi intrat așa într-un... într-un fel de a se manifesta cu partenerul aproape... Care-i cuvântul? Te rog. Monoton. E o relație destul de monotonă în care s-a pierdut pasiunea. Mănâncă, viața le dă lămâi în această, lămâi acre în această relație. Dar știți cum e? E un citat celebru. Când viața îți dă lămâi, ia-le că sunt gratis. Sau transformă-le în limonadă, că tot am văzut moartea și tot am văzut ceva legat de transformare. Temperanța vorbește de transformare, nu? Deci din punct de vedere sexual, da, își doresc un nou început cu voi, cu voi. Ia uite, vor să vină să vă cucerească cavalerul de cupe. Mai dăm o carte. Vor să îndrăznească, să riște, să... Da, este aici un șarpe, este cineva care ar încerca să-i țină pe loc și pe alte căi. Sau, în fine, depinde pe ce căi. Sunt dușman în spatele lor. Mai dăm o carte pentru numărul 1. Ce simte personajul acesta pentru voi, despre voi, în această perioadă. După zero ăsta, ce vreți? Domnilor, doamnelor.
care doriți, abonații mei care ales numărul 1. Nu sunt multe, nu sunt prea multe. Adică după 0 o să fie o nebunie, o să fie o nebunie. Dar îmi place că a venit 7 de bute invers sub 10 de cupe. Felul vostru de a fi... Hai să iau eu cartea. Ah, bine. Bine, ah, bine că n-am luat-o capărul singură. Împărăteasă. Am zis că vă văd. Nu, mulțumesc mult că-mi confirmați. Am văzut mai devreme împărăteasă. Da. Vor să aibă totul cu voi. Voi să... ei, și ei sunt aici împărații, da? Vor să aibă totul cu voi. Voi sunteți împărăteasa lor. Voi sunteți perechea perfectă. Regele de monede. Regele și regina de monede, am zis. Dacă mai e un alt personaj în viața lor, trebuie să se schimbe relația și vor să fie împreună cu voi. Evident că ar încerca să vă intimideze un pic cu ceea ce i-a dotat natura, dar interesant este că nu sunteți chiar așa de intimidante sau intimidanți, pentru că voi aveți împărăteasă, bărbați, femei, ce sunteți, da? Chiar dacă uneori păreți poate timizi, poate nepregătiți din punctul acesta de vedere sau mai inocenți, există o forță și nu mă refer la... un stil de viață ciudat sau la gusturi ciudate, la o sexualitate ciudată sau deviantă. Nu, mă refer la o forță sexuală. Aici este Kundalini, este șarpele. Da, șarpele, este Kundalini. E o forță care trezește spiritual. Unul dintre voi poate să-l crească spiritual și pe celălalt. Mai ales în momentul în care sunteți împreună, mai ales când faceți sex, voi nu o să faceți sex, o să faceți dragoste. Dar, azi că vor să fie stabil și în această viață sexuală, adică să nu intrați în monotonie, eventual și-ar dori, așa visează, să vă și domine, dar în sensul frumos al cuvântului, repet, nu aberant, nu deviant, să fie de lungă durată, adică momentele să țină cât mai mult până șarpele acestea începe să se ridice în sus și să cânte. Știți cum fac șerpii, da? Uh-huh. Interesant, poate are vreo are legătură ceva muzică. Unul să facă muzică sau celălalt să facă, nu știu care din voi faceți muzică. Nu știu de ce. A venit și acest mesaj. Acum. Cam atât. Cam atât. Iau-te, 7 de bâte. 7 de bâte. Deocamdată, din punct de vedere sexual, da, v-ar cuceri, v-ar dezbrăca, dar există o reținere. Însă, emoțional, nu mai reținerea, este deschiderea. În preajma voastră n-au cum să fie reținuți. Nu mai există granițe. Nu mai există granițe emoționale. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă pup, pa, pa! Bună ziua, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Hai să vedem ce mesaje primiți. La voi, cineva vrea să spună un pic mai mult. A apărut asul de monede și 3 de cupe. Sper din tot sufletul să nu fiți într-un triunghi amoros, dar ideea este că există atâta bucurie între voi doi, încât se dorește manifestarea în plan material a acestei bucurii. Se dorește foarte mult, eventual ieșirea la o întâlnire, în care să manifestați asul de cupe și asul de monede, da? Un început. Un început. Eventual acest personaj vine din zona prietenilor sau relații în acestea de zona prietenilor sau din casa a treia, din jurul casei, dinspre vecini, colegi de lucru mai puțin. Nu știu, deocamdată, din proximitatea voastră. La capătul sedului de cărți, justiția și regina de spade și steaua. Oh. Nu, cred că justiția și regina de spade e un personaj și steaua și regina de cupe alt personaj. Pentru unii dintre voi, există o perioadă în care între voi se, deși există extrem de multă pasiune, mai există o relație karmică. Da? Relația karmică este la mijloc între pasiune, emoțiile pe care le simte acest personaj față de voi și din cauza acestei relații karmice trebuie să țină secret. Secret că sunt super bucuroși în preajma voastră, super emoționați în preajma voastră. Da?
9, 10, da? La mijloc e lună. Unii aveți marcaj puternic în semn de apă, marcaj, am zis, și se vede steaua și regina de cupe. Unii, dar apare acest 4 de monede. Ori nevoia lor, asta e, așa s-a născut cu această nevoie. O au și în harta natală de a face bani, de a avea stabilitate prin lucruri ușoare, ori o relație karmică, pot să fie amândouă, da? Și din acest motiv există nevoia de a vă detașa emoțional. Pentru că mai sunt niște lucruri ușoare de rezolvat. Azi, steaua și regina de cupe, cred că e un personaj care vindecă, vindecă, prin ființa sa, emoțională, spirituală, caldă. Celălalt, evident, cel care are karmă, posibil să fie semn de aer, în mod special balanță, cel care este în karmă, este în contract, simte acest potențial și îl dorește la nivel intuitiv. Și îl dorește. Dar, mai am zis, 8 de cupe este necesar, detașarea emoțională este necesară ca să se rezolve problema cu contractele. Orice contract ar fi el, că e de lucru, că e de relație, adică căsătorie sau relație de lungă durată în care au promis una alta, acest personaj trebuie să rezolve problema, karma, dreptatea, da? Ca să se poată manifesta bucuria și începutul. Hai să vedem totuși. Să le las deoparte? Nu, încă nu. Încă nu. Pa, hai să le las. Hai să vedem totuși mai multe detalii despre acest personaj. Cine e personajul care vă dorește în această persoană, în această perioadă? Asul de spade. Am zis că e semn de aer pentru unii, da? Asul de spade. Posibil, fiind as, să fie și voi să fiți mari preotese sau să fie un secret necesar în această relație. Își doresc să vină să-și exprime emoțiile, dar într-un mod secret. Pentru că există niște probleme. Regele de spade, ia uitați. Regele de spade e foarte hotărât, dar are o reținere. O rezistență mare, fizică, intelectuală, dar de multe ori blochează accesul la inima sa. Și voi ați intrat așa, ca picătura, v-ați strecurat în inima lor. Eventual v-ați mai întâlnit și într-o altă viață cu 6 de cupe. Și ei simt că regii de spade ori fie ei, uneori nu exprimă, dar asta nu înseamnă că nu simt. Da? Știm, eu un simbol regele de spade, nu mă fixez acum în mus epizodii. Regele de spade, chiar dacă e extrem de rațional și își neagă emoțiile, totuși simte. Simte că e ceva special între voi. Ia uite, ați apărut ca turn în viața lor și puneți în situația în care trebuie să aleagă între dragoste și, eventual, rațiune. 10 de spade. O viață, ia uite. Aici e și durerea. O viață prea mentală. 5 de spade, 10 de spade la mijloc. Asul de cupe, de bâte și îndrăgostiții. Da. Poate se produce și o, sau s-a produs o separare, dar separarea aceasta care se produce, am văzut turnul acum, mai devreme am văzut 8 de cupe, separarea aceasta care se produce este necesară ca acest personaj să înțeleagă niște lucruri și să-și rezolve din karmă. Da? Unde era marea preoteasă? Te-am pierdut, draga mea, preoteasă. Unde ești? Ia uite. Știați, da? Ați văzut-o că era acolo. Unde ești? Oricum trebuie să amestec. Da, am zis că sunt niște secrete. Deci, acest personaj vă dorește, vrea să exprime, eventual trebuie să se elibereze de karmă și trebuie să iasă din teacă și să exprime ceva. Bucuria, dorința de a crea ceva, o colaborare, măcar, o prietenie, măcar. Da? Dar, are o karmă de rezolvat. Cel puțin una. Hai să vedem detalii despre acest personaj, vă rog frumos. Detalii despre acest personaj. D.
detalii despre acest personaj. Ups, 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 nu pica. Ia uite, 10 de cupe și aici, normal. Normal că trebuie să apară această carte din când în când, pentru că vorbim despre oameni care vă doresc, ne doresc. Și atunci, dacă ne dorește cineva, evident că există și emoții, măcar dacă... Adică noi ne vrem, ne dorim și emoții, nu doar atracție fizică, zic eu. Ia să vedem. 10 de cupe. Hai să mai vedem. Ce ar putea să însemne acest 10 de cupe? Ia uite. Asta e regina de spade și 9 de monede. Unul este căsătorit, iar altul e necăsătorit. Și iar seamănă cu prima etalare, dar altfel, iar trebuie să se analizeze, de fapt. Cum se poate echilibra 6 de monede această situație? Pentru că apare iar steaua și 7 de spade. Cineva îi luminează înțelegerea și viața acestui personaj care înțelege că s-a păcălit într-o privință. Mai dăm o carte. Să știm. Mai dăm o carte, să știm. Dacă acest personaj este într-o relație cu cineva care părea foarte bună, părea, pentru că poate să fie un ideal în care s-a păcălit, ia uite, 3 de spade apare, da? Și vorbesc despre acest 10 de cupe. Părut între timp, luptele pentru putere, dezamăgirile. Știți cum e? Nu trebuie să ne mintă cineva, de adesea, de foarte multe ori ne mințim noi. O, că o să fie bine, că o să fim fericiți și, de fapt, nu suntem. Pentru că construim fericirea, idealul, pe o oarecare lipsă de înțelepciune. Deci acest personaj, dacă e într-o altă relație, își dorește separarea ca să fie singur. Eventual singură, da? Mai dăm o parte detalii despre numărul, pe cei care se gândesc și doresc numărul 2. Colectivul care a ales numărul 2. Încă o carte, vă rog frumos. Vă rugăm. Încă o carte, detalii despre acest personaj. Vrea să iasă din cușcă. Asta e. Cușca era foarte frumoasă. Pictată. Cu floricele. Curcubeu. Dar lipsa ceva. Mai dăm o carte, te rog. Ha, și mai vorbăreți. Eu te trece prin transformare. Trebuie să pună capăt unui lucru ca să se poate manifesta acest adevăr, această relație de lungă durată. Da, deocamdată aici sunt 3 cupe. Dar vor fi mai multe la un moment dat. Probabil că e o chestie și de comunicare și de drum. Hai, mai dăm o carte, fii mai vorbăreț. Așa, împăratul. Ehe. Ia uite și s-a oprit la 3 de spade. Aici este. Împăratul e decepționat. Trebuie să se elibereze de 3 de spade și să își judece viața altfel, să-și o gândească, să-și o analizeze altfel. Trebuie să lase în urmă, ia uite, cupele acestea, cupeul, care n-au fost umplute și să meargă înspre ce-l atrage. Dar deocamdată am senzația că e o relație karmică, toxică, 4 de monede și diavolul care se pune în cale. Faetonul merge către stea, către destin, se pune în calea destinului oarecum. Ia uite, aici este blocajul. Mental, rezistența. Mai vedem și alte cărți la un moment dat cu alte etalări. Dar... detalii despre acest personaj. Am zis, pentru mine împăratul este căsătorit sau are o poziție socială, financiară, politică, dacă vreți, foarte importantă. Sau suficient de importantă cât să le dea forță financiară. Însă, 4 e un număr strict. Nu prea se mișcă. Această formă, pătratul, nu prea se poate mișca, la asta mă gândeam. Um,
le va fi destul de greu să iasă din această structură. Ia dă-mă, ia uite, 7 de spade. Dar deocamdată, este un triunghi amoros pentru unii clar, deocamdată încearcă să fugă de această pasiune, să o nege. 7 de spade și asul de bâte. E un pic defensiv. Probabil că e tendința lui să fie defensiv emoțional, pentru că este o poartă și poarta către sufletul lor. Au tendința să fie defensiv, se concentreze mai mult pe bani, pe lucrurile practice, că doar e împărat, cavalerul de monede. Poate fi și balanță, că am văzut și justiția și iar 10. Dar ideea este că apare acest cavaler de cupe, aceste emoții. Voi sunteți care le oferiți și le schimbați energia, le schimbați ceva în viață, le aduceți așa un sentiment de noroc. Dar aici este treaba. 4 de spade, eremitul, regina de spade vor să înțeleagă. Vor să înțeleagă ce e cu această stare pe care o simt. Acum are interpretez altfel. Dacă sunt căsătoriți, le va fi destul de greu să iasă din căsătorie. Le va fi destul de greu să... Da, să taie o karmă. Sau să taie adicția pentru bani, pentru stabilitate, pentru control. Acum, dacă voi sunteți aici 10 de cupe, ar vrea să vorbească despre ceea ce simt în preajma voastră, 3 și 10 de cupe. Ar vrea să vorbească. Colivia are 4, da? Are 4 stâlpi, aici este 4. Ei sunt în colivie și ar dori să iasă din colivie pentru că voi sunteți în afara coliviilor, în afara tradițiilor și a lucrurilor stricte. Dacă unul dintre voi este independent, celălalt, sau îl inspiră pe celălalt să-și regăsească independența, controlul se poate găsi altfel, da? Sub altă formă. Mai dă o carte pentru împărate, rog frumos, clarifică împăratul. Simt nevoia să-mi clarifice împăratul aceste de cărți. Ei sunt serioși. De altfel, ce ar mai fi ca și ei sunt oameni serioși cu împăratul și faptul că apare asul de monede, dorința de a oferi ceva stabil, confirmă faptul că sunt oameni serioși în dragoste. Dar, dacă mai este o altă chestiune, pentru unii voi știți sau nu știți, vom afla la un moment dat. Deci vor să înțeleagă cu mintea de ce simte atâtea emoții. Și e cam greu. E cam greu. E dorința lor de control. Asta e dorința lor de control. Cum poți, eventual, cum poți să fii femeie independentă frumoasă și să n-ai nevoie de un partener care să te susțină? Ai, mă. Ai, mă. Uite, eu sunt un partener foarte bun. Îmi susțin familia. Tu cum reușești să fii singură, singurică, singurel? Nu. Întrebări pe care și le pune acest personaj. Uite, e mai rezistență. Rezistență. Rezistă. Are tendința să se controleze și să reziste la această 9 de bâte. Dar vedeți voi, totuși, chiar dacă are tendința să reziste la această influență, la această euforie și stare de vis, de poezie pe care o aduceți în viața lor, într-o formă sau alta, și în momentul în care se vor decide, vor fi extrem de bătăioși. Adică e și o față bună a acestei cărți. Deocamdată visează la voi. Ia uite, tac. Vorbesc puțin, sau neapărat că tac, vorbesc, iată, spadă în jos, vorbesc puțin, eventual vă studiază, vă spionează și visează la voi. Nu cred că e vorba de opțiuni cu acest personaj, nu, cred că visează la voi. Și aici este problema, aici este problema lor. Se gândesc, domnule, cum pot? Că de fapt asta e un ideal, am zis. O ideală, o stare de vis. Da? Ai senzația că trăiești
pe pământ un vis, o euforie emoțională. Cum pot să simt eu așa ceva? Că eu știu că sunt un personaj în control, rațional. Căsătorit sau necăsătorit, care are reușite, care 2 de 9, da? Care știe să se zbată pentru luptele sale, pentru reușitele sale materiale, își apare această stare pe care vor să o înțeleagă logic. De ce simt? Mai și explică logic lucru care țin de simțire și de spiritualitate cuiva care poate nici nu crede în ele. Să amestec un pic cărțile. Hai să vedem ce simte de fapt. Ce simte acest număr pentru voi, cei care ați ales numărul 2? Ce simte acest personaj pentru voi? Opa, așa, una, încă o carte. Ce simte? Uf! Ce simte pentru voi? Oho! Asul de spade a doua oară și în poziție normală. Super, bravo! 5 de băte. S-ar lupta și nu s-ar lupta. E așa, pe orizontal. S-ar lupta și nu s-ar lupta. Știe că trebuie să se lupte. Știe că mai sunt personaje în preajma lor care vor fi deranjate de acest... Dacă e o căsnicie, acolo sunt niște lupte iar pe care și le doresc încheiate printr-un divorț, printr-o separare. Pentru... Prima variantă pe care am spus-o, dacă nu sunt căsătoriți, știu că trebuie să se lupte. Știu că există concurență, mai ales dacă sunt desfrumoase sau frumoși și independenți. Știu că există concurență, dar 3. Dar de două ori asul de spade. Dorința de a cuvânta și de a manifesta ce simte. Simte că, de fapt, adevărul lor este lângă voi. Ce simte? Ce simte pentru voi? Interesant, în această carte, Regina de Spade este iluminată, înțelege lucrurile și vrea să exprime această înțelegere, această lumină. Cred că acum încep să înțeleagă lucruri care țin de fericire, de cuplu ideal sau cuplu de, sau mai bine zis, ideal versus iluzie. Ideal versus iluzie. Vocea. Vocea interioară le spune ceva. Că trebuie să se lasă pătrunși de aceste emoții. Unul dintre voi este spiritual. Probabil cel care este independent este spiritual. Este într-o stare de echilibru, yin și yang. Nu zic că acest personaj nu e, echilibrul lui este controlat, rațional. Al vostru este un echilibru profund și când se manifestă, se manifestă datorită spiritualității și a capacității voastre de a vă lăsa în voia spiritului cristic sau a spiritualității, da? De aici este vocea interioară, le spune că pot și ei să fie așa, că puteți să comunicați vocea interioară. Interesant. E vocea. Acum vocea îmi spune comunicare. Simt nevoia să comunice. Nevoia de colaborare. Sunt două mâini, una roșie, una albastră. Nevoia de colaborare. În această manifestare acestui adevăr, acestui început. Dăm o carte. Ce simte pentru numărul 2 acest personaj? Aceste personaje vor fi mai multe, nu? Ce simte pentru numărul 2? Unul dintre voi aveți o voce specială. Poate sunteți manifestori și știți să vă folosiți vocea, să vă folosiți chakra a 5-a Vishuddhi și chiar dacă nu știți, folosiți acest lucru într-un mod intuitiv. Ce simte pentru voi acest personaj?
Cu răbdare vin și cărțile și mesajele. Nu ne grăbim, nu stresăm spiritul cu graba noastră, da? Ce simte pentru noi acest personaj? Pentru noi, pentru voi, numărul 2. Nu sunt prea multe. Nu sunt prea multe, a rămas doar una. Hop, hop, hop. 8 de monede. 8 de monede. Ic! Asta e. 8 de monede. E pe diagonal 8 de monede. Ar vrea și n-ar vrea să lucreze încă în această relație. Pe de o parte, ei sunt obișnuiți să muncească pentru banii lor, pentru, eu știu ce, alte chestiuni care țin de împărăția lor și rezistența lor în plan terestru. Sau în casă, că e patru, e casa. Dar, pe de altă parte, am zis că ce simt. Ia uite, nebunul. Da? Nebunul. Vor să o ia de la zero, clar. Simt că ar lucra încă mai au ceva de gândit. Iar, interesant că am văzut și valetul de spade cu spada în jos și apare și asul de spade în aceste de cărți cu spada în jos. Spada în jos înseamnă și nevoia de a gândi, de a analiza, cum am zis mai devreme, da, se dorește exprimarea, dar deocamdată sunt în faza în care se gândesc. Pentru unii, dacă există în viața lor, veți ști, în cazul în care nu știți deja. Dacă în viața lor este un personaj care încearcă să-i controleze și care îi blochează în relație cu voi și în general, nu neapărat în relație cu voi, acolo iar se struncină ceva, nu mai vor să mai se gândesc, mai lucrez pentru acest personaj care nu mi-aduce mie un mesaj în plus, da? Acum, am zis, e vorba de ce simt pentru voi și ar dori să muncească, să construiești ceva împreună. 8 înseamnă transformare, da? Interesant, da? 8 a venit pe orizontal și deja se transformă oarecum în semnul infinitului. Trebuie să renunțe la niște cicluri de viață ca să intre într-un alt ciclu care îi permite creșterea. Apare 9 de două ori, da? Care permite manifestarea adevărului, apare asul de spade de două ori. Și regina de spade, care în varianta sa superioară, este un personaj care exprimă adevărul, dreptatea, justiția, da? Idealurile înalte. La capătul setului de cărți apare nebunul. Aici este. Ar dori, s-au necat, nu s-au necat, încă încearcă să nu se nece în acest ocean, în aceste valuri, în aceste emoții pe care le simt în preajma voastră. Unele dintre voi sunteți reginele mării, unele dintre voi. Și pentru unii dintre voi s-ar putea să fie și... Așa și mesajul să-l transmit unii, nu toată lumea, nu vă fixați, că nu-i mesaj pentru toți, pentru câțiva s-ar putea să fiți flăcări gemene. Unui mai pasional, mai dominator, altul mai emoțional, mai idealist, mai spiritual. Și vă completați. Pentru că ce se întâmplă? Împreună deveniți flacăra violet. Ia uite, 4 de spade, e un stres aici. E un stres. În spate, ce este Lilith? Este o legătură Lilith în loc de diavol, da? E legătura aceasta karmică, dependența de bani, dorința de a avea control, tentația, relațiile karmice, da? Cariera, aici avem Capricornul, de două ori, de trei ori, de fapt, da? Dar Capricornul are și potențial de creștere spirituală, sunt trei nuferi. Depinde. Aici, iar, 4 de spade se analizează. Acest personaj analizează situațiile karmice, situațiile toxice, dependențele. E un om extrem de inteligent. Și ca să o ia de la zero, trebuie să înțeleagă. Da? Să înțeleagă 2 H, 4 de spade am văzut, regina de spade, să înțeleagă, domnule. Idealul ăsta pot să-l am și eu. Să e doar o chestie la care mă uit, o simt și
Rămân cu ochii în soare. Scuzați-mi expresia, dar așa sunt chidată să mă exprim. Și totuși e vocea. Vocea voastră care atrage vocea interioară care le spune: lasă-te un pic în voia. Ia uite, semn de apă, iar s-a oprit. Semn de apă. Doi de spade, doi de spade. Tot setează, tot. Da. Blochează un pic emoțiile până le înțelege. Cât poate și el sau ea să înțeleagă emoțiile, dacă poate. Dar lucrurile încă se manifestă greu. Vă doresc acești oameni, da? Asta e etaloarea. Cine vă dorește? Dar au tendința să dorească rațional și practic. Și voi veniți cu emoțiile pe care vi le-am arătat mai devreme. Cu vocea aceasta, eventual. Nu neapărat că aveți muse, cine știe ce voce, posibil unii să aveți o voce deosebită. Dar este o voce care pătrunde în străfundurile omului, în mod special acestui personaj. Și se întâmplă niște separări de informații, de trăiri. Da? Asul de spade. Și a apărut în poziție normală de două ori, da? Aici este. Se luptă. Mai întâi trebuie să înțeleagă dacă, de-aia zic, 5 de bâte a apărut în poziție orizontală. Se luptă sau nu se luptă? Renunță? Renunță la conflicte? Sau merge către victorie? Interesant. Aici este tot un soi de as de monede, pentru care se poate lupta sau nu se poate lupta, dar trebuie să înțeleagă dacă au ei niște, dacă cred că sunt mai mulți de dacă în această poveste. Sunt mai mulți de dacă. Nu uitați că a apărut Marea Preoteasă, sunt lucruri secrete, lucruri pe care nu le înțeleg sau pe care nu le înțelegeți voi. Da, sunt lucruri, sunt chestiuni. Ce simte pentru voi acest personaj? Și pe plan sexual. Mai exact. Între picioarele voastre ar vrea să fie. Scuzați-mă, dar așa a venit cartea. Doi de băte. Își doresc să ieșiți undeva, la un restaurant, la o întâlnire, să stați de vorbă. E clar un foc teribil. Nu e pasiune, și emoții, dar în primul rând au nevoie de inspirație în aceste decizii, da? Dar și ca să ia decizia finală, își doresc să discute și despre atracția care există între voi. Este doar tentație, măru? Sau este și o chestiune, e și pâine, o chestiune care se de lungă durată. Este o hrană, da? Care vă susține. Aici, asta vor. Iar persoana geloasă în preajmă. Ce simte pentru voi acest personaj? Da. Amândoi sunteți puternici, dar fiecare are armele sale. Ah, ce frumos cernălingă! Nu știu ce legătură are, dar ascultați, Amna, arme nu am, parcă. Amna cu... nu prea le-am eu cu muzica românească. Amna, cum îi cheamă, cu un tip, un cântăreț. WhatsApp? Dacă nu greșesc, nu prea. V-am zis, iau, 10 de cupe. Dar 10 de cupe a venit invers. Din punct de vedere sexual, știu că această fericire încă, această împlinire încă nu se poate manifesta până nu se întâmplă discuția, până nu. Uite, vor să muncească, vor să vă. Iau, 9 de cupe, asul de cupe, da! Vă iubesc! Se simt vulnerabil în preajma voastră. Doresc ca și voi să fiți vulnerabili în preajma lor, sau vulnerabili. Doresc să muncească, să fie romantici, au de să vă ofere un ceai, o cafea dimineața, seara, după ce sunteți împreună, să vă mânghe cu trandafiri, dar deocamdată această fericire încă e nemanifestată, pentru că au de ales ceva, doi de bâte face planuri, asul de spade care stă și se gândește și raționează ce și cum fac, muncesc, nu muncesc, mă
Sunt un om care a trecut prin foarte multe, pot să lupt într-adevăr, pot să lupt, pot să muncesc, dar încă nu e luată decizia. Și interesant cum vine niște mesajul, dar aveți doi ași. Gândiți-vă că sunt două spade, da? Stau și gândesc. Da? Sexual, ohoho. Mai de vedem. Ce simt pentru voi? Asta e. Împăratul și Marele Preot, da? Căsnicie. Posibil să fiți într-un triunghi amoros în cazul că dacă ați accepta acum, ați intra într-un triunghi amoros. Noi cine știe ce, nu e o bucurie să fii în triunghi amoros, chiar dacă triunghi e o formă spirituală necesară creșterii noastre, da? Când se întâmplă, se întâmplă ca cineva să înțeleagă o lecție, cineva să crească, asta e. Nu judecăm. Pentru că doi rămâne în plan terestru și atunci avem nevoie de 3D ca să creștem, da? Nu zic că e minunat, nu e plăcut. Dar, probabil trebuie să aleagă între două femei. Asta e. Marele preot. Asta e. Ia uite, 5 de monede. E o rezistență. Da. Au, într-un cuplu, există o plictiseală, 4 de monede, dar rezistă și tentații, ia uite, rezistă și tentații. V-ar fura 6 săruturi pe aici, pe acolo, dar se poate mulțumi cineva doar cu un sărut furat? Cavalerul de spade. Are tendința să-și domine, acest personaj are tendința să-și domine ori emoțiile, ori partenerii de viață, dar cred cu 10 de cupe că aici este problema. Ia uite, la capătul setului de cărți ritual. Pentru mine așa am denumit carte ritualul. Este cuplu care s-a întâlnit în alte vieți, care se hrănește, care crește spiritual, emoțional. Voi sunteți aici. Aici sunt personajele sau stilului ei de viață, da? Experimental. Nu, ia uite, justiția. Aici este. Aia a doua oară când apare justiția, da? Are în spate decepții. 9 de spade, 3 de spade și apare și cavalerul de spade, da? De fapt, aici sunt, dacă stăm, ne uităm, sunt 4 personaje. Ăsta este stilul. Ori îi place să domine, ori să se lase dominat, dar în general cavalerul de spade nu se lasă dominat, asta e clar. Da? Ideea este că această carte înseamnă că și toate evenimentele astea au venit într-un mod brusc, fulgerător în viața lor și încă nu s-au obișnuiți. Totuși, am zis, justiție, aici se face echilibru în viața lor și sexuală, cu întâlnirea dintre voi, ritualul acesta, în care lasă spada jos și în care se hrănesc, sunteți egali, nu mai domină pe nimeni. Nu mai căutăm plăceri de dragul experimentării pentru că noi ne simțim sufletele. Și de-aia a apărut și 10 de cupe invers. Ei n-au fost fericiți așa cum sunt acum, în preajma voastră. Și cât timp nu sunt împreună cu voi, iar nu sunt fericiți, deși știu că pot să fie fericiți. Altfel de fericire trăită. Nu căutată cu gândul și cu, nu știu, cu acțiuni bruște și reci. Ia, împărăteasă. Mai, dragii mei, uitați-vă și voi ce apare. Cum? Acum, eu citesc într-un mod special și știu că așa este. Cum să domini împărăteasa? Cât ai fi tu de împărat? Dar împăratul lângă împărăteasă devine 10 de cupe, dragii mei. Devine 10 de cupe. Și aici este legătura aceasta. Au niște legături karmice, au un fel de a fi dominator. Poziție socială nu contează, da? Dar voi sunteți împărăteasa lor. Pentru că am văzut ritualul, da? Lângă voi se trezește Kundalini. Voi aveți această forță sexuală și nu este nevoie să caute, da? Exagerări. Nu este nevoie să caute extravaganțe. Kundalini se întâmplă pur și simplu în preajma voastră, doar când vă privește. Și nici nu trebuie să fiți deschiși. Asta puteți să fiți și bărbați, da? Nu trebuie să fiți deschiși, provocatori. Pur și simplu există. Există acest Kundalini. Ce trebuie să fiți să rămâneți cu chakra inimii deschisă. Da? Sunteți personajul, femeia, bărbatul perfect pentru ei, într-adevăr.
Și aici este problema. Cum să înțeleagă ei încă acest lucru? Încă nu le înțeleg. Cum? 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 Aici este 8 de spade. E o tentație teribilă diavolului aici. Încearcă să se abțină. Uite. Regele de monede, regina de foc. Îi atrageți. Își doresc să aibă relație de... Știți? La cavalerul de spade, relația este experimentală în momentul. Sexual este experimental și de scurtă durată. Țuc, 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 țuc! La regele de monede există senzualitate și relația este, sau momentul, este de lungă durată. Are anduranță. Da? Pentru că vă vede instigați, îi treziți. Ia uite, îndrăgostiți. Aici trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă. Deocamdată să rețin în acest 8 de spade. S-ar putea cu partenerul să nu mai facă, partenerul să-i dorească și ei să nu-i mai dorească pe cei cu care au fost până acum, pentru că există tentația, obsesia față de voi. Există obsesie. Ia uite, și deocamdată totuși e o tăcere. E o tăcere, o analiză necesară. Analiză, ia... Am zis. Doi de băte, cu asta a început etalarea aici. Nevoia de a discuta, de a plănui. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sper că v-ați descurcat cu etalarea care a fost pentru septembrie, în două părți, din păcate. Două părțișoare. Ok. Vă pup, numai bine, pa, pa! Okidoki, dragii mei, cei care ați ales numărul 3. Cei care ați ales numărul 3 sunt doi fluturi, amândoi vă transformați ca să vă găsiți fericirea. Ca să vă găsiți soarele. Și interior și împreună. În setul acesta de cărți n-a venit cu mesaje prea multe, în plus, dar există 3 de cupe. 3 de cupe și 4 de cupe. Și justiția. Există o tristețe. O relație toxică din care cineva încă n-a ieșit. E 8 de spade, diavolul, justiția și care aduce lacrimi. Unul dintre voi stați lângă o persoană egoistă. Dar când vă întâlniți, există multă bucurie. 3 de cupe. O bucurie. Hai să vedem. Personajul acesta care vă dorește în această perioadă. Ups. Iau pe 2 de spirale. Am zis, e o relație toxică. Acest personaj este între două. Între voi și altcineva. Trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă. Mai dăm o carte. Iau pe 10 de monede. Căsătorie. Job. Familie. Da? Între familia lor și potențialul pe care îl aveți împreună. Da? Poate părinții cu... Da? Părinții, rudele, whatever. 10 de monede. Și magician. Și temperanță. Noua poveste. Care se poate manifesta cu răbdare. Și asul de spirale. Da? Noua pasiune. Dar e o distanță care trebuie străbătută. Mai dăm o carte pentru acest 2-2 spirale. Probabil să fie marcaj în semn de foc. Ia uite, 9 de cupe, că asta ne doream. Ceva emoțional, da? Acest personaj simte emoții față de voi. Cuibul nu mai este uscat. Este umed. Dacă vreți să înțelegeți aluzia. Da. Lângă voi multe emoții. Voi le dați speranță. Voi îi face să vadă lumea altfel. Să aibă fluturași. Interesant că v-ați ales cu fluturi și aici iar fluturi. Să aibă fluturi în stomac. Să zboare. Să fie copilăroși. Detalii despre acest personaj. Detalii despre acest personaj care se gândește la numărul 3 și îl dorește. Îl o dorește sau vă dorește. Că sunteți mai mulți. Măi, de unde a zburat? Că tot are aripi, are zboară departe. Aici, 10 de spade, a venit tigru.
Dar a venit invers, 10 de spade. Își dorește să se libereze de niște cuvinte, de niște cuvinte manifestate, de niște gânduri manifestate, de o cușcă, să iasă dintr-o cușcă. Ia uite, Gaia, împărăteasa. Păi, vibrează bine cu 9 de cupe. Voi, doamnelor, le arătați pacea, abundența dintr-o altă perspectivă. Au bătut la porți închise, unii dintre ei. Sau, unii dintre ei și-au închis sufletul din niște motive. Hai să vedem. Ce alte detalii despre acest personaj ne pot oferi? Dragă Spirite, Sfinte Duh, ghidează-ne și arată-ne mesaje despre numărul. Cei care doresc personajele de la numărul 3. Asta parcă stă în sus, nu? Roată norocul, aici se schimbă energia, voi le schimbați energia, le dați noroc, le aduceți noroc, le dați încredere să meargă, să iasă din acest cerc în care au intrat, în care au stat pe loc. Ia uite, îndrăgostiți, s-au îndrăgostit, sunt îndrăgostiți, da? Dar trebuie să aleagă. Și trebuie să-și găsească lumina interioară, trebuie să aleagă. Detalii despre acest personaj. Detalii despre acest personaj. Voi sunteți tot ce și-au dorit. Că așa se spune despre luna. Despre 9 de cupe. Sunteți tot ce și-au dorit. Reprezentați speranța în viața lor. Învățați să spere, să creadă în altceva decât au crezut până acum. Detalii despre numărul 3. Cei care doresc personaj. Colectivul de la numărul 3. Detalii despre acest personaj care vă dorește. Vă rog frumos, așa doar, 8 de cupe și încă una, o carte. Parcă 5 cărți luăm, nu? Hai. Detalii despre acest personaj. 8 merge către 9. Îi învăța să lase în urmă cupele goale, proiecțiile, oglinzile în care nu s-au văzut, sau s-au văzut bruiați, sau s-au văzut oglinzile alea zgâriate, mânjite. Trebuie să lase în urmă cupele goale, proiecțiile, relațiile proiectate de familie, de societate și să descopere 9 de cupe, casă, să aleagă corect. Faetonul a venit invers. Încă n-au ales. Nu degeaba. Da? Vedeți cum se leagă? 2 de spirale și faetonul invers. Personajul acesta încă n-a ales. Probabil sunt marcaje puternice în rac, faetonul, 9 de cupe și luna. Marcaje puternice. Iar în semn de aer, în mod special, curata norocului în balanță, dar nu e oblig. Ba da, că e 10 și 10. Da. Poate să fie și scorpion. Poate să fie și un pic de foc. În fine, marcaje. La capătul setului de cărți, psihe, lumea. Da. Acest personaj trebuie să înceapă o nouă lume. Voi le arătați această de transformare. Dar citiți? Psihe. Și iată, moartea și diavolul să moară. Să moară relațiile karmice. Diavolul, moartea și lumea. Să se elibereze de relațiile karmice în care au stat ca în cerc. Trebuie să iasă în aceste cercuri. Și să urmeze firul acesta, Ariadna. Da? Și să-și înțeleagă psihicul, să-și înțeleagă potențialul și să înceapă o nouă lume. Voi le arătați acest potențial. De fapt, vă arătați și unul și celălalt. Ce este interesant? Ascultați, vă rog frumos, undeva în playlist-ul meu mai vechi, povestea dintre Eros și Psihe. Da? Eros. Mă mir că n-a apărut niciun cavaler. Poate să apare un cavaler de bâte, ceva legat de foc, de erotism. Dar Psihe. Da? Psihe a evoluat lângă Eros. Eros este un zeu al cu mult șarm, dar care trăia și el în proiecții. Ea în proiecțiile familiei, el în proiecțiile lumii sale divine.
Și amândoi s-au transformat împreună. Amândoi au crescut. Am zis de doi fluturi care cresc. Da? Mulțumesc mult de confirmare. Trebuie să-și găsească soale interior, nouă de cupe. Să lase în urmă trecutul și să vină înspre voi. Dar deocamdată, faetonul a venit invers. Încă n-au luat hotărârea, pentru că sunt în doi de spirale. Trebuie să aleagă fericirea lor. Mai întâi, ca să puteți să fiți împreună. De la 9 ajungi la 10, nu poți să sari direct, da? Eventual, central apare această lună, niște chestiuni care țin de maternitate, de feminitate, niște secrete care ar trebui eventual dezvăluite sau înțelese. Da? E o întâlnire karmică între voi doi, necesară și unul și celălalt ca să ca acel personaj, cel puțin acest personaj, vorbind despre el, ea, să învețe să renunțe ori la influența maternă, ori la niște tendințe emoționale nesănătoase cu 10 de spade, negativism, eventual după trădări, da? Are de lăsat 10 de spade în urmă, luna iar în urmă, 8 de cupe iar trecutul în urmă, ca să poată să aleagă să întoarcă acest faeton în poziție normală și să meargă către destinul său. Pentru că vorbim despre cineva care vă dorește, da? Dar mai e ceva treabă de făcut. 2 de 10, e o lună într-o poziție incertă și un 8 de cupe, eliberare, lună plină, transformare emoțională, psihele, să nu uităm, moartea. Ia uite, diavolul. Ia uite, 6 de spade, iar eliberare, de ce? Ce frumos, interesant. Eliberare de o fundație, de o tradiție. La 9 de monede, femeia independentă lasă în urmă o construcție, se duce pe cărarea sa către destinul său. Poate acest personaj este femeie și trebuie să își găsească echilibrul în altă parte. Eventual, cu voi. Trebuie să aleagă. Pentru că este o stare de bucurie lângă voi. Am zis, cineva vă dorește. Dar are această influență negativă. Poate că sunt născuți în zodia tigrului pentru unii dintre voi. Zodia cu chinezesc. Hai să vedem ce simte. Într-un fel sau altul, acest personaj încă nu și-a manifestat destinul. Încă nu și l-a manifestat. Nu contează în ce poziție este, dar încă nu și l-a manifestat. Și prezența voastră în viața lor și faptul că vă dorește, îi inspirați într-o formă sau alta, să aleagă mai repede, să schimbe energia, să meargă. Aici este o roată în poziție normală. Aici roțile sunt în sus, da? E ceva de ars, o karmă de ars. Încă e o karmă de ars. Hai să vedem ce simte pentru voi acest personaj. Apropo de psihe și eros. Și de faptul că acest personaj vă dorește, felul în care vă dorește este altfel decât a dorit eventual personaje din trecut. Dar e un mister între voi. Misterul acesta, luna asta. Eventual sunt niște personaje invidioase. Dacă știți povestea. Și am văzut diavolul, da? Încă nu se simte încrezător în ce ar putea să fie între voi. Cu faetonul invers. Faetonul are încredere. Da, și alege și merge mai departe. Super decis, da?
încă nu are încredere. Există niște confuzii emoționale, niște nelămuriri, nehotărâri. E bine că totuși roata norocului e în poziție normală, deci energia se schimbă, cel puțin în această perioadă, și 8 cupe își doresc și într-un fel sau altul și manifestă această eliberare emoțională, chiar dacă încă nu e totală. Știți? Ce simte pentru voi acest personaj? Pasiune și emoții, foc și apă, nu? Voi face să-și dorească să se mute din cuibul lor în alt loc. Da? Ah, interesant. Poate să fie și invers. Vedeți? Pentru unii ar putea să fie și invers. Să... Dar nu e. Să aibă o neîncredere, totuși vă doresc, dar există oarecare neîncredere în... Că parcă totuși am mai zis-o, da? Există o neîncredere în potențialul care există între voi. Posibil această influență negativă, ia uite. Psihe, diavolul, moarte. Da. Influența asta negativă evidențiată de 10 de spade, da? De gardul ăsta din jurul tigrului, care trebuie rupt blocajele astea. Ce simte pentru voi? Da. Nu știu de ce la numărul 3 întotdeauna sunt etalele mai complicate, să zic, tendință spre pesimism. Ia uite, regele de spade, nu mai știu în ce poziție a venit. Regele de spade. Ce simte? Stă și se gândește. Să se decidă. Ce să decidă? Ce simte regele de spade? Hai să mai vedem. Stă oarecum în întuneric. Poate să fie și femeie, da? Regele de spade. Cearcă să gândească. Văzut și judecata, da? Uf! Câte sunt aici? Astea? Două. Doi de spade. Am zis încă vorbește puțin, doi de spade, doi de băte, faetonul invers, luna, să nu uităm de luna, doi de spade și astea cum sunt. Ia uite, iar moartea. Moartea, e a doua oară când apare, e și aici, o vedeți? V-am arătat-o, Ariadna, da? Moartea și șase de monede, vrea să se echilibreze viața, vor să-și echilibreze viața, ce simt, le echilibrați lor viața. În parte, ce simt pentru voi în această perioadă? Uf, două. A? Câte au venit? Oh. Hai să le lăsăm. Hai să le lăsăm, că sunt frumoase. Sunt frumoase. Trei de spade, o dezamăgire, da? E o dezamăgire în viața lor. Nu mă să ai referitor la voi, dar sunt dezamăgiți. Au un personaj, ia uitați, un personaj, ia uite, iar luna. Un personaj feminin, eventual, cu care se luptă orgolios, cu care încă n-au încheiat niște chestiuni. Și nu contează, nu e obligatoriu să fie iubit, iubită, poate e mamă, poate că am văzut mama, poate e soră, poate e mătușă, poate e la locul de muncă. Deci hai să le lăsăm pe astea, că sunt frumoase. Invocă. În această tăcere, că aici este frumos la 8 de cupe, că apar niște manifestări, încă n-am spus, dar acum mă provoacă cărțile să spun. În aceste eliberări emoționale pe care le fac, regele de spade, care trebuie să și gândească, să și rostească, scrie, să și scrie, scrie, acest personaj ar trebui să scrie că își dorește să se manifeste fericirea. 2 de cupe, 10 de cupe. Înțelegeți voi, dragii mei? Ce simt? Chiar dacă e tăcere între voi, că 2 de spade în general reprezintă un blocaj,
Există o comunicare telepatică între voi. Și într-un fel sau altul, faptul că a venit în această poziție cartea, mi-arată că sunt pe cale. Sunt pe cale. Rămâne de văzut în cât timp. Se aleagă asul de spade, da? Inima aceasta. Și e frumos că a venit în poziția aceasta, că e pe fond alb. Aduce speranța, dar deocamdată trebuie să se elibereze de 10 de bâte și să iasă din gândul acesta. Regele de spade uneori are tendința să fie prea gânditor, prea rațional, prea în acest context pesimist, dar e pe cale. E pe cale, stă. Analizează față verso, cap pajură. Și e pe cale să aleagă, totuși, ce? Transformarea, moartea. În relație cu această lună, eventual transformare emoțională, eventual eliberare de o figură maternă sau feminină, de eliberare de niște confuzii, dar nu cred că ține de confuzii, cred că e un personaj, totuși, da? Și transformare emoțională, pentru că în momentul în care, și aici o transformare emoțională, 8 de cupe, da? Vor să lase în urmă, ce am zis mai devreme, dați în urmă, ca să ajungă la cele 6 de monede. Voi le dați stabilitate. Voi le dați stabilitate și e și o stabilitate creativă. Nu e monotonă. După cum vedeți, monedele sunt în două feluri așezate, da? Stabilitate creativă. Și pentru că le dați această stabilitate creativă și pentru că le transformați, transformare emoțională, le transformați viața din punct de vedere emoțional și transformarea înseamnă foarte mult și este intensă și e de lungă durată, nu se întâmplă așa, că nu e turnul, e totuși e moartea, da? Moartea și renașterea. Faptul că încă n-au ales, asta nu înseamnă că nu, uitați ce fac. Chiar dacă nu au ales, chiar dacă încă n-au plecat înspre voi, înspre victorie, înspre destin, sau înspre destinul vostru, lor, pardon, neapărat al vostru, dar poate să fie și al vostru, deocamdată, ce simt? Simt nevoia să-i invoce, da? Să vă cheme, da? Emoțional. Posibil să fie o distanță cu faetonul, cu roata norocului, și cu ce mai văd eu, posibil să fie o distanță între voi. Poate un ocean, poate niște ape, vă cheamă mental, emoțional, înspre ei, ca să le dați acest valul ăsta, parcă le dă curaj, le dă energie să meargă înspre 2 de cupe și 10 de cupe, că asta simt lângă voi. 2 de cupe, da? Sus, se simt că sunteți suflete perechi și că le aduceți multă bucurie. Iar trebuie să treacă de acest ocean, de această separare. E o separare între voi doi. Din ce motiv? Nu știu. Voi știți sau veți afla. Dacă nu știți, veți afla. Poate să fie distanță, poate să fie niște dezamăgiri, personaje care încearcă să le controleze viața, da? Niște lucruri de neînțeles sau niște secrete sau, eu v-am zis, e o figură feminină pentru unii. Și aici este. Dar ce place la 3 de spade? Că totuși a venit cu vârful în sus. Și asta înseamnă optimism pentru mine. Înseamnă că se manifestă asul de spade ca și aici. Îmi plac cărțile pe care le-am făcut. Sper că vă plac și vouă. Deci invocă planetele, invocă energia, lucrează cu energia lunară, ca să știți. Interesant. Ah, da, mulțumesc de mesaj. Deci luna aici central și marcată de moarte și cartea aceasta mi-arată că lucrează cu energiile lunare. Au mult, vai, sărăcuțele au mult de eliberat ca să se manifeste această fericire pe care o simt împreună sau lângă voi. Și echilibrul ăsta. Am zis, le dați echilibru. Un echilibru creativ. Uitați cum lucrează. Că tu se apropie luna nouă.
La luna nouă, cred că au de gând să cheme această bucurie în viața voastră, în viața lor. Întâlnirea cu voi și fericirea aceasta pe care o simt în preajma voastră. Rămâne de văzut în cât timp se manifestă, că una este să manifesti, să scrii, să vorbești, să gândești la lună nouă și rămâne de văzut în cât timp se manifestă apropo de lună, da? Că e în poziția... Ia uite în ce poziție este. Nu se știe în cât timp se va manifesta. Da? Dar clar, conștientizează nevoia de schimbarea energiei în care stau și conștientizează faptul că întâlnirea dintre voi este de destin, necesară tocmai să iasă din niște probleme. Hai să vedem din punct de vedere sexual ce simt ei pentru voi. Ce simt ei pentru voi, dragii mei, cei care ați ales numărul 3. Da, e o etalare mai lungă, dar sper că vă place. Ia. Ce simt pentru voi, din punct de vedere sexual? Cei care ați ales numărul 3, ce simt? Oh, justiția! Interesant, și-a apărut regele de spade. Știți, justiția când apare, ține de echilibru, de balanță în sensul... Nu neapărat ca zodie, cât ca și casă, casa a șaptea, casa balanței, eventual a opta, și avem și aici, avem și aici opt. Avem și aici opt. E o chestiune, acolo e o problemuță, ia să vedem. Balanță. Ah, marele preot. Ce simt din punct de vedere sexual față de voi? Up! Ah, ce frumos, ce-mi place. Ce-mi place. Marea preoteasă, doi de cupe, a doua oară când apare doi de cupe și regele de cupe la capătul setului de cărți. Aici. Aici este patru de spade și roata norocului iar la capătul setului de cărți. Roata norocului. Magician. Întâlnirea cu voi, vai și soarele, întâlnirea cu voi l-a schimbat într-adevăr percepția despre viață, despre sexualitate inclusiv. Își doresc fericirea. Cu fi cu voi, cu fi cu altcineva, dar s-a declanșat. Dar, evident că vorbim totuși despre voi, s-a declanșat această dorință. Stau un patru de spade. O frustrare sexuală în viața lor. Poate cu partenerii vechi, dar, dragii mei, față de voi, uite așa apare regele de cupe. Tandrețe, nouă de cupe, da? Că zic, vă dorește, da? Doi de cupe de două ori, marea preoteasă. Și totuși trebuie să țină secret acest personaj față de familie. Că ori fi căsătoriți, posibil, dar nu e obligatoriu. Marele preot și justiția poate să arate și tradițiile, familia din care vin. Familia. Dar, dragii mei, din punct de vedere sexual, voi le echilibrați viața. Există un echilibru între ofertă, între cel care oferă și cel care primește. Sau se face un schimb periodic între cel care oferă și cel care primește. Cel puțin așa văd ei viața sexuală lângă voi. Viața lor sexuală lângă voi se va transforma, își doresc stabilitate. Dar deocamdată, dacă există un contract într-adevăr, că își doresc stabilitate, deocamdată țin secret această legătură foarte profundă pe care o simt față de voi. Își doresc să faceți dragoste, să vă simtă sufletul lipit de sufletul lor. Își doresc să înțeleagă Marea Preoteasă și... Oh, acum văd. Voi ați văzut mai? Ați văzut, dragii mei, ce aici? Marea Preoteasă și Marele Preot. Da? Cuplu, să zic, eu cred că e mai divin decât Împărăteasa și Împăratul. Deci este un cuplu spiritual. Puh. Și justiția care reprezintă contracte, e un contract spiritual. Mai ce fior am, un contract spiritual între voi doi. Eventual trebuie să se despartă de cineva, de un contract uman, ca să se manifeste contractul spiritual. Și tocmai am zis că ei vor dragoste, nu sex. Așa, sexul acela pe care îl face lumea de dragul de a face sex, da? Uitați câtă tandrețe aici. Câtă tandrețe. Regele și doi de cupe. Și 10 de cupe. Sunt conștienți că trebuie să-i învoce, da?
Aceasta e liberare de karmă. Justiția înseamnă karmă. Din punct de vedere sexual, probabil că au stat în niște relații foarte neîmplinite. Și aici este care e mesajul? Dacă sunteți doamne, acești domni vă văd cu o persoană spirituală, inteligență, dar și spirituală. Frumoasă, tentantă, dar nu obscenă, nu epatantă, nu provocatoare. Îmi place justiția, în aceste cărți îmi place. E o femeie care se respectă. Da? Știe să fie frumoasă fără să provoace. A, da, ai o crăpătură. A, ți se văd un pic piciorușele. Ok. Ai o rochie mulată, ai un decolteu, dar nu ești provocatoare. Adică, până la urmă, voi provocați prin inteligență și prin energia voastră înaltă. Puf, puf, puf. Și aici este transformarea pe care o produceți. Îi face să înțeleagă asul de spade că această nevoie sexuală care este 2, da? 2 și 2, și din partea voastră, nu doar din partea lor, eventual dacă îi știți, fac să înțeleagă că, de fapt, între voi doi e un contract spiritual. Voi sunteți, voi puteți, voi, uf, ce cărți! Voi împreună puteți manifesta justiția și dragostea adevărată. Justiția în viața amândurora și dragostea adevărată. Dar e un pic mai greu, pentru că, într-adevăr, când apare și Marele Preot, lucrurile sunt destul de rigide, de dure, față de Marea Preoteasă, care e mult mai fluidă și mai sensibilă și intuitivă. Nu zic că n-ar fi Marele Preot intuitiv, dar reprezintă tradițiile, da? Și regulile și strictețile. Aici este. Nu e jucăuș, cum e Marea Preoteasă. Aici este o problemuță. Dar, repet, poate să fie și o familie, poate să fie și tradiția, cultura în care au crescut, care nu le dă voie să nu știu ce. Nu știu. Pentru că ei nu-și doresc nu știu ce, ei își doresc dragoste lângă voi și își simt sufletul lângă voi. Uite, regele de cupe. Am zis, au stat într-o altă energie în care nu se simțeau, nu se vorbea, se respingea, da? Încerca să existe dominare mentală. Dar, roata norocului care reapare aici aduce magicianul soarele, valetul de bute. Da, într-un mod misterios, într-adevăr, luna. Și iar asul de bute nemanifestat. Interesant. Deci o fi rămas așa? A rămas cu un scop. Asul de bute. Mai dăm totuși o carte. Da, o să pun deoparte. Nu, o reținem. Poate totuși vrea să revine. Dacă nu revine, noi o ținem minte, da? Mai dăm o carte. Cu energia sexuală față de voi. Nu știu, mi se par oameni faini. Dar simt așa un sentiment de compasiune față de situația în care sunt. Ia uite, 3 de monede, dar așa. Așa și așa, 3 de monede. Sunteți foarte prețioși, prețioase, în special, pentru ei. Și își doresc colaborarea. 3 de monede înseamnă colaborarea. Dacă ați fi împreună, cred că ați face dragoste oriunde, mult special la bucătărie. Cred că le-ar place să gătiți împreună și apoi să faceți dragoste. 6 de spade. Da. Uite. Mai. Deocamdată trebuie să se detașeze mental de această, acum a venit în normal, de această pasiune, de această dorință de a începe ceva nou, de a lucra cu voi, de a fi vulnerabil, de a vă cuceri, de a vă pune pe un piedestal, deja v-au pus oricum. Opus. Ideea este că încearcă să se detașeze mental, pentru că au ceva de lucru cu karma lor, cu eliberările, da? 6 de spade se eliberează, trebuie să se elibereze. Și în primul rând să se elibereze eventual. Interesant ce simt. Domnilor, dacă sunteți domni și vă gândiți la o domniță, aici este un lanț care se rupe în timp ce vă iubiți, da? Într-un mediu natural, pe lângă o apă, am mai zis că e o chestiune de apă, de emoții, chiar dacă sunt spade.
puneți gândurile deoparte și vă bucurați de această natură a voastră pământeană și emoțională. Dar, domnilor, am senzația că voi aveți această putere, nu doar mentală, eventual și sexuală, că tot avem cărți așa de frumoase și aveți și justiția, da? Dacă sunteți domni, și aici e o doamnă, aici e un domn, în fine. Dar eu acum spun mesajul meu special pentru domni. Cred, eventual puteți să-mi confirmați, că puteți să le eliberați de o karmă cu cineva. După cum vedeți, doamna are un lănțic, lanț, e un lănțic care se rupe în timp ce vă îmbrățișați, vă salutați, vă iubiți, da? Poate că domnul rupe lanțul, da? Din cauza pasiunii se mai întâmplă și nu accidente, situații. Dar ce vreau să zic? Lanțul reprezintă o relație karmică. Avem aici, da? Avem aici, ia uite, moartea și diavolul. Prezența voastră, energetică, mentală, sexuală în viața lor, îi ajută să se elibereze de niște cătușe care le atârnă, dragii mei, de gât, da? Și gâtul ce reprezintă vișurii, chakra a cincea, care ține de manifestare, le îngreunează manifestarea, nu zic că nu știu, pentru că știu că invocă, după cum vedeți, invocă întâlnirea cu voi. Chiar dacă există o distanță, chiar dacă încă nu poți să o străbate această distanță. Nu poți să te bucure în acest moment de victorie, dar vă invocă. Da, frumos, interesant. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, pa, pa!